pentru că ați jucat o viață alături de el acolo, în apărare. E adevărat. Și la Corvinu, și la Dinamo, și la echipa națională. Ca până în 90, deci am făcut cuplu la toate echipele. Da. Dumneavoastră, cred că trebuia să acoperiți un pic mai mult pe sus, că el nu era înalt, dar la un dat juca și central. El era cu intercepția și cu viteza. Dumneavoastră erați cu bătaia. Bine, Mircea a fost un jucător polivalent, dar el a început de la juritor ca fundaș dreapta. După aia a ajuns și mijlocaș dreapta și mijlocaș central și la sfârșitul perioadei a jucat libero, cum se juca pe vremea noastră. Da, da, da. Așa se retrăgeau elefanții ca libero. Da. La libero era acolo, tu curățai tot ce trecea. Da. Lothar Matthäus a jucat cu noi, împotriva noastră, la Euro 2000, la 39 de ani în poziția de libero. La asta m-am referit, că jucătorii în vârstă se retrăgeau în acea poziție. Dar, apropo de Mircea Rednic și de polivalența lui, mi-aduc aminte de un exterior pe care l-a dat pe Wembley și se duce Cămătarul și dă golul acela fantastic după exteriorul lui. Era mijlocaș. Da, da, gol fantastic. Era mijlocaș, a fost și mijlocaș în vremurile acelea. Acum, pe ce poziție credeți că va juca în meciul ăsta cu Dinamo? Își va apăra poziția lui acum. Bine, nu. Nu, în zilele de azi, nici înainte, nu știu, un antrenor nu intră într-un vestiar și zice: domnule, știți că echipa mea de suflet, am jucat 7 ani aici, am antrenat, Mircea are peste 10 ani de clubul Dinamo, domne, hai să ne gândim la ei, să ne dăm deoparte. Nu faci niciodată așa ceva. El va intra, o să vedeți, o să pună cea mai bună echipă care o are, probabil 1-2 îi va mai scoate, nu știu ce intenții, dar nu se va da deoparte. Să nu vă gândiți la lucrul ăsta. Avem aici... Tot ce va face, nu va face din ură, va face că e un antrenor profesionist care trebuie să-și apere meseria. În momentul când e slab la un meci în ăsta, jucătorul te simte și la anul ai probleme. Dumneavoastră, dacă ați fi fost în locul lui, așa de rece erați, putea să semnați sentința lui Dinamo? Nu e vorba de rece, e vorba de profesie. Nu poți să-ți bagi joc de ea. Cei de la UTA i-au dat încredere, ați văzut cât am muncit, a avut un început în care și eu, când mai vorbeam, bă, retrogradez, mă, de ce te-ai... Păi zice, stai că schimb lotul, stai că mai aduc jucători, au avut un an foarte greu. Pentru că a schimbat aproape toți jucătorii. Nu știu că din perioada Balin și Ilie Poenaru ce au fost acolo înaintea lui, 3-4 jucători dacă mai sunt. Deci el are 20 de jucători noi. E o muncă în care orașul a acceptat, stadionul e plin, a câștigat play-out-ul. Deci nu se poate da deoparte. Nu trebuie să fii rece, trebuie să-ți faci profesia. N-ai ce să faci. N-ai ce să faci. Am înțeles. E o situație ingrată. Sigur, e o situație ingrată, dar înțelegem perfect argumentația dumneavoastră. Da. Da, da, da. Vreau să vă spun că aici în studio alături de noi avem un prinț. E vorba de prințul Cristea, pe care cred că l-ați antrenat la Dinamo. Sper să nu mă înșel. Dar cum să nu? L-am antrenat. Bună seara. Păi a venit în perioada... Ne-am adus atunci. Când eram eu antrenor, au avut de ales, din ce știu eu, între Rapid și Dinamo. Eu așa am fost informat, era președintele clubului unde era el la Poliaș, unde era Adi, era Marius Star. Și știu că în aceeași perioadă și Rapidul, la nivelul clubului, i-a făcut o ofertă. E adevărat, Adrian? Da, noi am fost mai insistenți și cred fost, că am făcut bine. Discuții și cu Rapid. Da, da, Adi confirmă aici în studio ce spuneți dumneavoastră, că atunci a avut de ales între Dinamo și Rapid și... Da, eu asta. A spune, Adi, că ai ales bine, nu? La ce vremuri ai trăit la Dinamo? Am ales foarte bine, da. Da, bine, a prins o perioadă bună. Din nefericire, spun eu că eu mai trebuia să lucrez cu el odată. Eram antrenor în Dubai, la Lahli, și am dus să-l iau. L-am cerut, am vorbit cu conducerea clubului, și Dinamo era în cupele europene atunci, nu cum e situația de acum, era în cupele europene și
L-au mai cerut în comeci. Și a căzut transferul. Jucătorii cu calitatea tehnică, precum cea pe care o avea Adrian Cristea, sunt poate și mai mofturoși, mai dificili. Va crea probleme, Adrian? Nu. N-am avut probleme. Eu, în general, n-am prea avut probleme cu jucătorii. Dacă se antrenau bine... Adică nu v-a făcut și dumneavoastră un Krasnici ceva ce i-a făcut lui Bogdan Lobon sau un Cristi Săpunaru? Nu. Cu Iulică Tameș au fost niște probleme la un moment dat, dar s-au rezolvat repede. Domnul Landone știa să-și pună punctul de vedere. Cine? Iulică Tameș? Ați avut la un moment dat o supărare așa în vestiar, dar s-a liniștit repede el, cât era de tăcut. Păi nu... Bine, și cum și eu am respectat jucătorii, și ei m-au respectat pe mine. Deci nu e... Aia ce cu Lobon, la supărare, păi și Lobon, ce căutat acolo? Asta mă place, să strâng în vestiar, îi spui ce ai de spus. Nu știu, să faci în Italia lucrurile astea. Eu nu m-am dus să consolez pe nimeni pe teren. Deci ce e asta? E o jucărie? A vrut și Lobon, n-avea ce căuta pe acolo. Dar nu mai zic de jucător. Păi dacă eu eram antrenor, acolo ăsta nu mai exista în clubul ăla. Cum împingi jucătorul? Băi, antrenorul se împinge o mână, nu-i răspund, nu mai avem ce discuta. Lucruri clare în fotbal de respect. Nu de asta, asta e chestie de respect, sunt niște principii. Înseamnă jucătorul nu respectă antrenorul. Nu mai ai ce să lucrezi cu ăla. Domnule Andone, apropo de Bogdan Lobonț, ieri a fost aici la noi la ProSport Live președintele Corvinului, Dan Colesniuc. Da. Dumneavoastră sunteți cumva coleg cu el, pentru că sunteți în Consiliul de Administrație. Bine, eu sunt membru Consiliului de Administrație, deci asta și n-am. Coleg am fost cu el de echipă. El cu mine, că el e mai tânăr ca mine. Așa, ok. Ne spunea aici în emisiune domnul Colesniu că la un moment dat la Corvinu s-a pus această problemă, să fie luat ca antrenor Bogdan Lobonț sau actualul antrenor Florin Maxim. Da. Cum vi se pare această situație? Vi se pare că a ales bine Corvinul cu Florin Maxim sau a fost mai bine cu Bogdan Lobonț? Nu, deci... Vă spun cum e ideea și tot proiectul ăla care a plecat, a plecat de la domnul primar Dan Păpăuțanu, care a căutat să atragă foști localnici. Și eu sunt fost localnic, acolo am crescut. Lobonț e la fel, Maxim e la fel. Bine, pui așa, ce carieră a avut de jucător Lobonț, extraordinară față de Maxim. Maxim avea o experiență, îl și cunoșteam personal, când a fost propus, am fost întrebat. Nu l-am propus eu, știu că l-a propus unul din impresarii care lucrau și aduceau jucători. Deci Parghiară, care la fel e un hunedorean. Dacă vă uitați în jur, acolo sunt numai hunedoreni. În Consiliul de Administrație mai face parte și Nearemus Vlad, care a fost capitanul Corvinului, antrenor la Corvino. Deci, când a fost de ales în ăștia doi, pe Lobos nu știam ca antrenor. Pe Maxim, da. A lucrat la voluntari unde eu am fost președintele clubului. Și am fost unul care m-a susținut să-l ia Bergoti secund. El lucra cu echipa de divizia C, era antrenor principal, și venea la 4 antrenamente pe săptămână, participa cu Bergoti. Bergoti avea el 2 secunde, dar noi, clubul, am hotărât: domnule, trebuie să iei și un român. Să spună tot ce se întâmplă în centrul de juniori copii, în Academia Voluntariului. Deci îl cunoșteam ce lucrează, știam și ca ce băia, l-am avut și jucător la sportul. Acum, Lobonț putea să fie la fel de bună varianta. Acum, și care nu știi dacă Lobonț se muta la Hunedoara înapoi. Da, și asta este o întrebare, desigur. Aș vrea să vă întreb dacă mai aveți o speranță pentru Dinamo, pentru echipa dumneavoastră de suflet, să zicem așa. Până nu se termine, normal. O să mă duc și la meci. Toate că mi-e foarte greu să mă duc, că am hotărât să mergem la meci mai mulți jucători. Poate îi faceți un semn lui Mircea Rednic.
Cred că faci doar mai dracu dacă îi fac eu semn. Da. Deci mergem cum să susținem din nou în clipele astea, nu-ți vine să crezi, chiar nu-ți vine să crezi. Dar nu mai la mâna lor, ocup prima condiție să câștige meciul, ca să mai aibă vreo șansă. Nu, trebuie să stai să vezi ce face Petrolul la Staiași, ce face Hermannstadt la Craiova, ce face Ucluj la Voluntari. Deci trebuie să aștept. Deci nu-i pentru Voluntari și pentru celelalte echipe și câștigă meciul de pe teren propriu, lucrurile sunt în regulă. Ori la baraj, ori salvare directă. E complicat, să știi, și așa e strict. Dar cum, speranța moare ultima. De ce să nu cred? Aș vrea să vă întreb și despre Rapid, pentru că ați fost antrenor la Rapid, ați fost antrenor și la Rapid. Da, perioadă scurtă. Perioadă scurtă. Perioadă scurtă, dar intensă. Perioadă scurtă, dar intensă, că mi-aduc aminte de un meci memorabil cu Steaua, de exemplu. Da. Unul singur, unul. Cea mai mare victorie a unei echipe pe care am antrenat-o împotriva lui Steaua, așa e, cu Rapidul. Da. O victorie memorabilă cu 5 goluri marcate de Rapid atunci. Aș vrea să vă întreb despre aceste căutări în privința antrenorului. Se încearcă cu Mircea Lucescu, Marius Șumudică a fost refuzat și de asemenea există o variantă din Marea Britanie, cel puțin o variantă de acolo. Cum vedeți dumneavoastră aceste alegeri pe care încearcă să le facă Danșu? Bine. Dacă aduci din exterior, aduci un antrenor până în 40 de ani, 45 de ani, care se adaptează repede, trebuie să învețe repede campionatul românesc, echipele, cum se joacă, sistemele de joc. Dacă aduci și spune de 72 de ani, ce am citit? Nu știu. Nu știu, cu toate că îl cunosc pe Dan Ciucu și pot să-l sun. Zic, bă, vrei să-ți dau un sfat, nu-l pune. Deci, la 72 de ani, îl aduci, după ce am antrenat numai în Marea Britanie, numai în Anglia, îl aduci și în România, pare riscant. Cu toate că sunt convins că e antrenor bun, îi predă clubul. Așa există acolo. E manager general, el își ia securi, el organizează cluburile. Poftim cluburile, poftim bugetul, iam campionatul. Greu. Foarte greu. Pentru că are o anumită vârstă, 72 de ani. N-am prea antrenat în afara Angliei. Deci, domnule, stai care o experiență, antrenat pentru 5 campionate, greu. Asta în privința, eu am citit că e vorba de un antrenor. Da, există două variante. Martin O'Neill, de care spuneți dumneavoastră, care are 72 de ani, și un antrenor mai tânăr, este vorba de Neil Lennon, care, sigur, și el are o vârstă, are o experiență, dar e mai tânăr, nu are chiar 72 de ani și cred că i-a fost adversarul lui Dan Petrescu în Europa League, când el era manager la Celtic. Cam astea ar fi variantele din străinătate, de care se știe în acest moment. Da, nu, la astea greu de dar și în privința lui Neamircea, eu nu cred că o să nu venea Mircea acolo. Lucescu, mă refer, Neamircea Lucescu. Nu cred. Neamircea, probabil, are afinitatea, câștigat campionat și cu Rapid, are, a scos jucători, a lucrat acolo, da. Dar nu-l văd întorcându-se ca manager, ca... dacă e să se întoarcă, îl văd mai repede la Dinamo, chiar la Divizia B. Sincer vă spun. Asta da, și dumneavoastră. Care și Divizia B, domnule Andone, foarte da, important. Da, dacă retrogradează, dacă nu retrogradează, mai bine. Nu, dar s-ar putea la anul să existe 3 de Dinamo la Divizia B. Poftim? La anul este posibil să existe 3 de Dinamo în Divizia B. Echipa care este acum în prima ligă, echipa clubului sportiv care s-ar putea să promoveze din eșalonul terț și echipa ACSFC Dinamo a domnului Badea, care conform fostului dumneavoastră coleg Dănuț Lupu, care activează în momentul de față la ACSFC Dinamo, s-ar putea să se asocieze cu echipa din Liga a doua, care să se numească la fel Dinamo. Știți că eu clubul este între circul de stat și spitalul de urgență. Eu sper să rămână în Liga întâi, să nu mai să fie prea multe Dinamo. Eu o să vedeți că la Dinamo nu o să se întâmple ce s-a întâmplat la Steaua. Eu spun că o să facă fuziune, tot ce e legal, o să vedeți.
Acolo altceva subiectul Steaua, PCSB și Steaua, altceva și dacă sunt trei Dinamo, să vedeți că vor fuziona în următorii 2 ani. Aș vrea să vă întreb și despre acest detaliu din întrebarea de mai devreme. De ce credeți că Dan Șucu îl refuză pe Marius și Mudica, antrenor care este dorit de foarte mulți dintre rapidiști? Nu știu, aici nu știu. Chiar sincer nu răspund. Nu știu. De ce? Cum? Știți că a mai fost și el a fost în discuții de multe ori. Că din cauza lui Daniel Nicolae. Uite că Daniel Nicolae, din ce am auzit, probabil își va încheia contractul cu Rapid. Și tot ce Mudica n-a zis. Nu știu, cred că nu se potrivește cu ce aia. Am înțeles că au avut o discuție și Mudica n-a știut. Nu l-a lămurit pe Dan Șucu să-i dea cheile clubului, că asta vrea Dan Șucu. Caută un om competent să-i predea clubul și bugetul. Ăștia sunt banii. I-am titlul. Sau i-am locul 2. Sau i-am cupa. E normal, un om. El nu construia imperiul ăsta mult expert. Dacă nu era foarte exact. El știe să facă bani. Să facă un plan de afaceri. Tu ești antrenor, tu trebuie să vii cu partea sportivă. Ce poți să-ți dorești mai mult ca om de fotbal? Pare idealul în fotbal în general. Ce dorește domnul Șucu. Ăsta pare idealul. Să vină cineva din fotbal să preia și să se ocupe exclusiv. Patronul să vină să se uite. Să intervină atunci când e nevoie. Ăsta e ideal. E ideal. Ăsta e ideal.